Salutare, dragi prieteni, Squidălău, cel bombalău aici. Adică, Squidălău, ești bombalău. Astăzi voi încerca ceva nou. V-am întrebat dacă v-ar plăcea să mai discutăm și despre alte chestii pe canal. Era vorba, cred că, despre viața pe alte planete. Un singur subscriber care este Pacos Dea, pe care îl salut cu mare, mare drag și care s-a lăudat că vine să ia vin de la bunica. Da, am vin foarte, foarte, foarte bun. Bunica n-a reușit să vândă vinul anul ăsta, așa că dacă vă place vinul de țară, are vin excepțional de bun. Nu despre asta e vorba. Da, ar fi trebuit să spun asta la cei de prin Darabani. Da, cine știe când o să apară clipul ăsta. Da, astăzi vom vorbi despre viața pe alte planete, despre părerea mea, că nimeni nu știe, adică părerea e părere. Ok, ce părere am eu despre extraterestri și viața pe alte planete? Ok, să vorbim întâi despre extraterestri care ne urmărește de acolo de sus. Așa, ați văzut? De acolo ne urmărește toată ziua. Și ne probează pe la fund și fac tot felul de chestii dintre astea. Ok, în primul rând vom vorbi despre extraterestri, că ce părerea mea despre ei? Părerea mea este că nu sunt extraterestri care ne vizitează. Bam, spoiler, trebuia să lăs la urmă chestia asta. Logic, nu știu. Dacă erau chestii adevărate, le știam cu siguranță până acum. Probabil o să se gândească mulți la panică mondială, la nivel mondial, adică dacă ar afla lumea că există extraterestri, ar fi panică la nivel mondial și toată, eu știu, organizarea asta statală și tot felul de chestii de astea ar fi puse în pericol și probabil religia ar avea foarte mult de suferit și tot felul de chestii de astea care oarecum ne țin sub control ca oameni și sau pe o mare parte din oameni țin sub control chestiile astea. Să știm că există viață și că poți să ne nimicească. Așa. N-a pocnit. Cu stânga. Așa, să ne pocnească, să ne nimicească ar fi ceva foarte rău. Dar sunt sigur că dacă erau reale până acum, deci tot oamenii au văzut chestia aia, oamenii au gura mare, mai ales americanii care sunt căutare de senzațional și cu siguranță cei care au mușamalizat chestia asta, o mare parte din ei ar fi scos la iveală adevărul, l-ar fi scos într-un mod de necontestat, pentru că na, au mai ieșit, dar au fost contestate tot felul de chestii și, bineînțeles, farfuriile alea zburătoare pe care le-am văzut noi și tot felul de chestii alea, se vedeau că erau din epoca respectivă, adică acum noi vedem cam cum este tehnologia. Ei, farfuriile alea zburătoare sau obiectele ce am văzut în poze, tâmpenii, eu știu, desene, erau făcute cu tehnologia anilor respectiv, anilor 80, anilor 90, mai înainte, habar n-am. Ei, și atunci mă întreb, farfuriile alea zburătoare sau UFO-urile alea sau OZN-urile respective, de ce aveau tehnologia aia, de ce erau cu tabla aia, cu formele respective și de ce au evoluat în timp odată cu tehnologia noastră, ca și tehnologia noastră, nu au evoluat ca o tehnologie extraterestră, într-adevăr. Adică ar fi trebuit să arate cu totul și cu totul diferit față de tehnologia pe care o avem noi astăzi, pentru că noi abia reușim să nu știu, să mergem pe lună, să ne îndreptăm spre Marte, de apoi să facem călătorii inter, nu știu cum să zic, intersisteme solare, la un sistem solar la altul, adică la noi în sistemul solar ne mai pricepem așa pe aproape, cât de cât, dar mai departe e mult mai greu. Ok, deci dacă erau extraterestri de genul ăsta, cu siguranță i-am fi văzut, ei nu ar fi avut nicio problemă să fie văzuți de noi, adică ce fac, vin doi extraterestri în vizită,
au o navă care merge mii de ani lumină și care e unitate de măsură a distanței, nu a timpului. Că nu vă gândiți la ani. Prostii. Merg mii, milioane de ani lumină și prin spațiu, prin tot felul de chestii sau știu, trec prin găuri negre, habar n-am ce fac ei ca să ajungă repede la noi sau mai târziu să eu știu ce fac ei și vin și se prăbușesc pe planeta pe care și-au propus să o viziteze. Deci ei știu, dacă vin aici de atât de departe, deja știu ce e aici, adică nu ar avea ce să-i surprindă sau așa de proști se iei încât să se prăbușească la noi. Și bineînțeles că n-a fost o singură prăbușire de UFO-uri, mii și mii și mii și mii, mii, nu mii, zeci, că exagerez de numai. Da, asta este strict părerea mea, că extraterestrii care ne vizitează nu sunt. Nu ar avea de ce să vin aici. De ce vin? Vin în excursie, vin să vadă viața din altă perspectivă, pentru știință, să ne fure resursele naturale. Deci, pentru știință e ușor să observe de departe și noi nu suntem așa de interesanți dacă ei sunt super avansați, n-au ce să vadă la noi. Deci dacă pot să meargă de colo-colo, n-au ce să vadă. Ca excursie e o distanță imensă, un risc imens și nu cred că ar veni în excursie extraterestri, sincer. Mi se pare stupid. Ce mai este? Ca excursie, ca știință, ca să ne fure resursele. Deci dacă au capacitatea asta, pur și simplu se duc și stângă o stea și au toate materialele acolo. Deci pur și simplu să facă ei așa ceva, le este foarte ușor să ia de pe orice piatră din jurul planetei lor. De ce ar veni până la noi? Ce să fac? Să ia lemn? Ce să ia la noi? Plastic? Lemnul, da, zice, nu crește lemn. Plasticul e făcut din petrol, că au murit animale și plante, acum cărbun, ce poți ia de la noi, ce nu găsesc în altă parte? Deci, pur și simplu, deci știm că materia e o altă formă de organizare a energiei. Deci, dacă fac așa ceva, pot să reorganizeze energia să facă ce vor ei, ce materie vor ei. Asta e absolut stupid să vină. Am mai auzit și am lapsus. Cum îl chema? A murit acum și era paralizat. Vai, nu vine să cred că am uitat. Steven, prietenașul meu, Steven. Da, zicea că este frică că dacă vin extraterestri la noi, o să ne cotropească, cum am făcut și noi. El se uită în trecut ca să vadă viitorul. Ceea ce foarte multă lume zice, că istoria e ciclică, istoria se repetă. Într-adevăr, istoria s-a repetat, istoria a fost ciclică, dar ce avem acum, avem globalizare, avem internet, discutăm cu toți oamenii de pe globul ăsta, nu mai sunt aceleași condiții ca să se întâmple chestia asta. Și putem observa că războaiele sunt foarte, 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 foarte puține față de înainte. E timpul istoric când sunt cele mai puține războaie și conflicte. Conflicte mai sunt pe aici, pe acolo, dar războaie, mai ales la nivel mondial, sub nicio formă nu sunt. Mergem spre altceva. Multă lume e pesimistă, nu vreau să mă pun în gură cu ei, nu vreau să discut despre asta, vorbeam despre extraterestri. Dar dacă extraterestri, vedeți și noi, acum facem rezervații naturale, apărăm panda, apărăm tot felul de chestii. Într-adevăr, am fost destructivi, am fost distrugători, am atacat alte țări pentru, sau nu noi personal, ca români, ca oameni. Am atacat alte țări pentru resurse, tot felul de chestii dintre astea. Dar în ziua de astăzi, noi am evoluat, am ajuns într-un anumit punct în care nu mai este nevoie de așa ceva. Producem mult mai mult decât mâncare, avem totul la degetul mic, deocamdată avem, dar pe în viitor. Gândiți-vă puțin, adică cât de multă mâncare producem, cu îngrășământ, cu tot felul de tâmpenii, dar facem mâncare. Speranța de viață crește, mâncare este... Trimitem și în Africa să aibă de mâncat și băieții de acolo. Sperăm să nu fim mărlani. Da, de ce ar veni extraterestri și ne-ar... Deci, în primul rând, n-ar avea de ce să vină aici. Că ar avea resurse peste tot. Ca să ne cotropească, să fie... Adică noi să mergem în altă parte. Noi am cotropi
Pentru ce? Ei ne-ar vedea pe noi cum vedem noi vacile, sau eu știu ce. Ci, am cotropit vacile! E o chestie absurdă. Pur și simplu este o chestie absurdă. Și poate vom vorbi vreodată despre inteligența din univers, că n-are rost să mai continuăm acum că au trecut 10 minute de vorbit aiurea. Poate vă place să vorbim aiurea. Mie îmi place tare mult, mai ales când vorbesc singur și n-are cine să mă contrazică. Da. Și asta ziceam, că sunt aproape sigur că nu sunt extraterestri care ne vizitează, dar ca viață în univers, nu pot să fiu ipocrit să zic că nu este, că n-a fost sau că nu o să mai fie în afară de noi, sau că deci, viața pe Pământ a pornit din punct de vedere evoluționistic, științific, nu religios, nu vorbim despre religios, nu este cazul acum, aici. Dar din punct de vedere științific s-a și calculat și șansele sunt extrem de mari să fie viață peste tot, să colcăie universul de viață. Pur și simplu nu poți să nu iei în calcul așa ceva. Cât despre viață inteligentă, șansele tot mai scad, dar ca și viață, na, poate la noi a fost o coincidență că am evoluat spre inteligență, noi ca oameni. Poate în rest este viață ca o formă de organizare a materiei, cum, nu știu, bacterii, virus, organisme unicelulare și tot așa, tot așa, tot așa, multe sunt, poate este așa, poate sunt mult mai evoluați ca noi în anumite zone, dar oricum nu ar avea de ce să vină să ne viziteze. Pe noi suntem exploratori, ne place să mergem să vedem, dar gândiți-vă cât de mare este efortul pentru a face așa ceva și, sincer, în afară de riscul de a-ți se distruge propria planetă, propriul sistem solar sau propriul locșor în care trăiești tu și să trebuiască să te duci în altă parte, să cauți alt loc, nu văd. Adică scopul ăsta al explorării atât de departe sau să facem ceva încât să afectăm viața de pe altă planetă, și să facă alții, nu cred că este. Dacă vreți, vom vorbi despre inteligență și unde poate duce ea, că tare îmi plac documentarele și tare mult m-am mai uitat în ultimii ani și cam am habar și păreri personale, bineînțeles. Deci, dacă vreți, putem să vorbim și despre inteligență artificială și alte chestii de astea, tot așa la nivel filozofic. Deci, sunt aproape, nu sigur, că nu poți zici că ești sigur ceva care nu știi sigur. Șansele sunt foarte mari să mai fie viață și pe alte planete și, nu știu, în alte forme, în universul ăsta sunt infinite. Șansele sunt pur și simplu infinite. Odată ce universul este infinit, nu poți să calculezi ceva cât de mic ar fi pe lângă infinitul ăla, tot infinitei. Deci, șansele sunt infinite și, dar nu poți să spui, chiar dacă folosești infinitul, nu poți spui sigur până nu vezi, până nu n-ai văzut. Deci noi nu am văzut, nu avem cum să fim 100%, 100% siguri, dar infinitul ne duce la 100% sigur. Nici nu știu ce vreau să spun. Dar oricum, până nu văd, nu-i că nu cred, cred în posibilitatea de că există, cred că posibilitatea este foarte mare, dar nu pot să fiu 100% sigur că este. Ai nu se știe. Șansele sunt foarte mari să fie, dar oricât de mari ar fi șansele, există posibilitatea să nu vie, nu? Da, dar tâmpenii, oricum, tâmpenii. Sper că v-a plăcut filmul ăsta. Dacă vreți să discutăm și despre alte chestii de genul ăsta, mie tare îmi place și mi-ar plăcea să vorbesc cu voi prieteni, mi-ar plăcea să mai schimb puțin ce se întâmplă pe canal și, nu știu, pot să fiu și mult, mult mai pregătit, pot să-mi fac temele mult mai bine și să nu vorbesc doar din amintiri și păreri personale, dar, sincer, mai mult îmi place așa. E mai liber, e mai deschis, e mai chill, e mult mai fain, mult mai fain. Și nu vă grăbiți să trageți concluzii, să ajungeți la tot felul de să trageți concluzii pripire despre mine sau despre modul în care văd eu viața. Chestiile astea sunt doar filozofice, doar ne simțim bine, nu atac pe nimeni. Stați liniștiți. Ceau, prieteni, v-am lăsat. Nu uitați subscribe, nu uitați de abonare.